Și în cazul în care vă revoltă mesajul de mai devreme, aflați că am primit multe astfel de mesaje. Că a trebuit să mă las, că sunt expirat, că să mor, că de ce mai trăiesc, că încă mai trăiesc, ce, să fac un serviciu umanității și să mă spânzur, like, literally, mesaje de genul ăsta. Și ce mă îngrijorează este că mesajele astea sunt din partea tinerilor. Și mă refer și tineri până în 25 de ani. Asta e nasol, adică n-am văzut oameni peste 25-30, oameni mai maturi, să-mi scrie astfel de chestii. Și asta e îngrijorător, adică având atitudinea asta, în general, ajungi la lucruri extreme. Pentru că, băi, nimeni mă nu merită să fie hărțuit. Nimeni nu merită să fie hărțuit. Mai ales sub pretextul că prea șmecher se crede. E stupid. Și atitudinea asta este foarte distructivă. Și îmi scria cineva super drăguț aici pe Insta și spunea: bă, hașule, bă, de ce naiba le tot răspuns, mă, la toți nebunii ăștia? Și răspunsul meu este pentru că mai țineți minte discuțiile alea din mediul online și nu numai, că influencerii prezintă numai viața aia perfectă și că viața nu e așa perfectă cum o prezintă influencerii. Da, viața este plină de probleme și de suișuri și coborâșuri. Ei, uite, fratele vostru Hașu vă arată viața cu suișuri și coborâșuri. Și nu vă arăt doar partea aia frumoasă din a fi influencer, vă arăt și partea aia nasoală. Pentru că asta se vrea, asta era ideea, ca influencerii nu-și arată zilele proaste și părțile nasoale. Ei, uite, Hașu vi le arată. Există și astfel de momente, există și astfel de experiențe pe care un influencer le are, unii mai mult, alții mai puțin, dar există. Deci viața unui influencer nu este tocmai cea mai roz. Și acum știți și voi.